Foarte mulți olteni care lucrează în construcții sau agricultură pe perioada iernii nu au de lucru, așa că tot ce au reușit să strângă în timpul verii trebuie să chibzuiască pentru a supraviețui iernii. Oltul este un județ situat la jumătatea clasamentului în ceea ce privește rata șomajului. Asta cu toate că în ultima lună s-a înregistrat o mică scădere. Rata șomajului înregistrată la nivel județean la sfârșitul lunii ianuarie 2017 a fost de 8,65%, mai mică cu 0,2 puncte procentuale față de luna anterioară. Numărul total de șomeri corespunzător lunii ianuarie 2017 a fost de 14.560 de persoane, din care 5.777 au fost femei. Din totalul șomerilor înregistrați, de 14.560 de persoane, 2.565 sunt șomeri indemnizați și 11.995 șomeri neindemnizați. Cei care vor să lucreze și în alte domenii pot urma cursuri de calificare profesională sau pot să opteze pentru unul dintre cele 350 de locuri disponibile din evidența AJFM Olt. La această dată, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, sunt înregistrate 353 de locuri de muncă. Profesiile, meseriile și ocupațiile în care agenții economici din județul Olt oferă locuri de muncă sunt inginer economist, inginer automatist, inginer electrotehnist, inginer mecanic, arhivist, redactor, arhivar, vânzător, zidar, osar, tencuitor. Condițiile de angajare, valabilitatea ofertei și informații suplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se pot obține la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Cele mai puține joburi vacante, respectiv 19, sunt pentru oltenii cu studii superioare, 46 pentru oltenii cu studii medii, iar cele mai multe locuri de muncă vacante sunt pentru muncitori calificați, 227 și doar 61 pentru muncitori necalificați.